Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, boys. Astăzi ne rejucăm puțin niște Ratchet & Clank Rift Apart, doar din simplul fapt că acest joc a sosit acum pe PC, după cum bine puteți observa, ne jucăm cu mouse, tastatură, ne îmbârligăm pe aici cu toate setările date la maxim, cu un frame rate nebun de peste 100 și ceva de frame-uri, cu cât mai multe like-uri dacă se poate. Și voiam doar să vă arăt că acest joc a sosit pe PC și că a sosit într-un stadiu super, super mișto. Adică chiar rulează foarte bine jocul și dacă mai țineți minte în videourile de știri pe care le-am făcut acum câteva zile, că în asta nu e o chestie super, super recentă, vă spuneam că jocul Ratchet & Clank o să aibă ceva feature pe care îl aveau jocurile de PC de ceva timp, dar nu prea se foloseau de el. Și anume o chestie legată de memorie, de felul cum își încarcă el jocul mult mai bine, încât să nu existe loading screen-uri sau să nu fie vreo treabă de genul acesta sau ceva în genul ăsta, nu știu, texturi compresed, uncompressed, nu mai țin minte exact care erau detaliile extra. Dacă vă interesează cu adevărat și vreți să aflați mai multe, vă recomand un micu search pe Google să dați acolo. Vreau să vă arăt că noi acum suntem cu jocul dat pe maxim. Desigur, DLSS 3, RTX on, toate chestiile astea posibile. O să vă arăt și setările să vedeți exact care cum se treaba. Jocul rulează absolut senzație și arată. Cred că este unul dintre cele mai arătoase jocuri de pe PC la momentul de față. Cot la cot cu Red Dead Redemption, cu Spider-Man, cu multe altele, dacă să luăm așa. Chiar n-am ce să comentez aici. Adică uite, view distance-ul și felul cum nu se pierde calitatea la o distanță relativ destul de mare. Și o să vedeți și cinematicile cât de bine arată, care sunt cinematice in-game. But considering that our event seems to be under assault, I will cut to the chase. Ratchet, I do not know where I would be without you. Aww. You are my closest friend. Film Disney. Ne, și pe PC arată super bine. Pe PC se vede totuși un upgrade de fluiditate. So you can travel through dimensions and find your family. Yo, pal, I... What? Yeah. Dr. Nefarious? Ratchet and Clank! What a wonderful surprise! Am uitat chiar așa asta pe aici. To see you here. Considering my goons were meant to annihilate you 8 minutes ago. Oh. What do you want, Nefarious? Ei, a luat deja ce voia. De ce ești un pește? Săracul pește! Uh-oh. Lil bro, cred că nu se bagă unde trebuie. Era o hologramă doar. Naveta astea. Băi, dar a rămas gaura în timp și spațiu, ce facem? Mă, dar cât de bine poate să arate cinematicile astea, adică chiar e destul de impresionant. Sincer, îmi pare rău că The Last of Us n-a primit același tratament când a fost lansat pe PC, pentru că știu că foarte mulți dintre voi doreați să-l jucați, mai ales că a venit și în perioada aia după serial și tot așa, a fost nimerit super, super practic. Asta, din păcate, e printre cele mai slăbuțe, cum se cheamă, exclusive de PlayStation care au sosit pe PC, pentru că, na, se vede clar din numărul de player pe care l-are, dar, hei, până la urmă, eu consider că jocul ăsta s-ar putea să fie un benchmark destul de bun pentru sistemele viitoare și, în special, dacă cineva n-a apucat să joace jocul ăsta, clar o să fie o experiență super, super mișto. Numai că găsa aici. Ia, țineți ideea, Nefarious. A, dăm cu artefixuri, de fapt. A, deci mie îmi place cât de smooth e și cum se păstrează totul. Cât de, cum zic, super fluid. De-am avea așa mai multe jocuri, vai doamne, ce viață am avea. Should have known Nefarious would try something like this. Don't beat yourself up. This will be just like old times. Come on. Yos. It looks like Nefarious landed somewhere near the train station. No, oh, this is Zircon. We should grab a weapon. Oh, chiar că am uitat. Ia aici cu armele.
Ok, Vendor, ce avem pe aici? Shatter Bomb, The Enforcer. Give me The Enforcer, yes. Aveți ce faci, ăsta e shotgun-ul și ăsta e... Nu, și Shatter Bomb e bun. Mulțumesc. Ok, cum îl schimbăm pe astea? 1, 2, 3, 4, cred. Stai că vin The Boys aici. Oh, asta era arma mea favorită, bro. Ce-a fost asta? Oh! Am un pixelator. E arma cu pixel. Nu-mi duc aminte de arma asta. Bro, îi transformă pe toți în pixeli. Ce e asta? Asta a fost foarte tare. Mă, uite-te și la gazonul ăsta, vede. Deci nu e o textură de aia slabă, e literalmente gazon. Dacă prima dată când am jucat jocul ăsta am rămas impresionat, acum a rămas iarăși impresionat, nu știu cum reușește. Dar chiar e foarte, foarte impresionant jocul cu toate chestiile sale. Put down the Dimensionator, Nefarious. Put down the Dimensionator. Yeah, right. You will see what losing feels like. Spoiler, it's exhausting. Bro, nu pot să trec peste aspectul cât de, cât de curat arată jocul. Say goodbye. Față de multe. Ei, hey, ce-a făcut? A comis el un Beyond the Spider-Verse direct. Asta s-a întâmplat. What just happened? We may have a slight problem. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts are reacting to the face quartz in your glove. Try pointing it at one of them. Mamă. Ții minte cât de revoluționar era chestia asta când au arătat inițial jocul pe... Când au arătat jocul pe PS5. Mamă, toată lumea era, mamă, uite cât de repede se duce totul, cum funcționează treaba asta, e insane. Și acum e destul de impresionant, adică nu multe jocuri au chestiile astea așa. Hai niște bombe, copiii mei. Oh, hold to select weapon. Pixel laser, bă, dar de ce? Mers. Bă, e mai bine decât mă așteptam. Uite, mă, că rămân pixelați pe aici, săraci. What the hell? Ce tare e asta? Să mă, știu că avea o chestie de... nu, așa trage el după un scurt timp. Mamă, ce se petrece, doctore? Vreau și eu aici. Răcini? Vai, leu, cu răcinii voștri. Vai, dar ce-ți dau și ăștia? Uite, bine arată, vere! Da, nici n-am ce să comentez. Jocul ăsta se menține next gen și acum. Octopusi direct. Hai de capul tău. Nefarious' ship. We've got to find a way up there. The taxis leaving from that stand are driving right by him. Then we better not miss our ride. Merge să luăm taxiul direct. I have hobbies and I know that finding the Lombaxes has always been important to you. Doamne, chestia asta e așa faină. Together. Wow. It's really thoughtful. Oricum, sunt zone mult mai frumoase ca asta, despre cel ăla din spațiu sau ceva, le arată super bine. Bonk. Nu mai am muniții. Nu muniții, dar muniții. Nu știu care e dodge-ul. Dodge-ul e doar space. Doar trebuie să sar din calea lor. Pirar să fie. The taxi. Wow.
glass is in way over his head! What is that? Whoa! Hey! Mama! Câta creatura! Dar boys, eu doar am vrut să vă arăt așa cum se prezintă jocul pe PC, cât de bine arată, cât de bine rulează. O să vă arăt și setările ca să nu ziceți că vă mint în privința setărilor pe care este el setat, în caz de nu era destul de vizibil. Deci suntem pe rezoluție maximă pe care eu suport, adică 2K, 144Hz refresh rate, deși na, din cauza că avem DLSS-ul 3.0 pornit, adică frame generation. Ni se generează oricum mai multe frame-uri decât este necesar, dar totuși calitatea se păstrează super, super bine. Plus, desigur, aici totul este dat la cât de mult posibil, ray tracing on, tot range-ul, tot, adică se vede clar că totul este dat la maxim încât să fie super, super bine. Dar boys, cam asta ar tot pentru acest video. Am vrut doar așa să vă anunț, cum am spus mai devreme, să vă anunț că a apărut jocul pe PC, să vedeți cum rulează, și cam asta ar fi tot. Așa că nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!